Dragi prieteni, și iată-ne a doua zi, prima zi de toamnă. Sunt la Moldova Nouă, mai precis, opa, ai avut răsătură? Da, l-a ratat. Sunt cu prietenul meu, cu capitanul Mascatu. Opa, trăsătură, a? Este prima mea partidă de clonc. Îl am pe profesor, pe capitanul Mascatu. Chiar acum am văzut ratare. A avut o ratare, de fapt a doua. Una după alta. Ia uite, a mușcat serios, a? Ca lumea, nu. Deci au fost aici full option de râme. Au luat. Încărcăm iarăși. Deci mai revenim. Și iată-ne din nou pe apă. Am existat vreo 10 minute de dat cu cloncul, deci e prima dată când pun mâna pe un clonc. Și capitanul, profesorul meu, zice că merge destul de bine. Ia să vedem, ți-aude? Cred că m-am lăudat degeaba. Ei mai încearcă. Hai că-i prind șmecheria. Cine s-a născut învățat? Bravo. Hai, hai, merge, da? Merge, bravo. Cred că merge bine. Aha. Aha. Și pentru prima oară, ce vrei? Pentru prima dată ce vrei să faci? Asta da. E destul de bine. Alții își dă cu el în cap. Și Matale ai dat de 5 ori și uite. Mai dă-i. Dar o să te doară mâna la început. Faci febră musculară, dar nu contează. Am mai și dat cu coasa. S-a obișnuit și eu cu munca de tânăr. Bagă-i 10-15 până când merge bine. Ui. Super! Super! Super, nea! Zic bravo, felicitări. Mersi, mersi. Deci prima notă o ai de la mine 7. 7? Da. Bun, bun, e bun și 7. Crede-mă. Păi da, e prima oară, crede-mă, e prima oară care bați cu cloncul și hai să fim serioși. La câți le iasă din prima? Și ți-a ieșit câteva foarte bune. Deci foarte bune lovituri. Și uite așa, dacă exersezi, hai să devii un campion. Poți să prezinti și cloncul dacă vrei la telespectatorii tăi, de unde îi, cum îi. Poate vor și alții să cumpere. Mai l-am luat, chiar că nu mai știu numele de la cine, RSB scrie pe el. RSB, de la cineva din Oltenia, un băiat, pe internet l-am găsit. Da, e un clonc de adâncime medie. Cu pastilă de 25-30. Cam așa e, 25 e pastila. Mai încearcă. Da, asta. Ai luat? Nu, nu. Asta ce trăsoare, o arunc în sus ca la crapă. Ai văzut cum o tras?
Cred că îl ia și urcă cu el sus, sau păi ce? Păi da, dar ca ce chestie, n-am mai văzut așa. Ridică un pic mai sus montura ta. Ridic mai sus? Da, da, o manivelă. Hop. Ai văzut aia, e trăsoare? Să arunce montura în sus? Serios? Păi da, uite, să-l întreb pe Costel, pe papa. Ridică mai sus, mai sus, mai. Ridică mai sus? Da, 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 mai, tot așa, mai o tură. Și mai dă-i cola. Că poate e și la ăla, veni, la sună cola. Poate și la luma tale sună te-o. Nu numai al meu. Trebuie să verific neapărat. Ăsta dintr-o mușcătură ți-a tot. Mm-hmm. Ai văzut? Uite, a umblat la ea, așa? Păi da, a luat din râme. A luat din râme, râmele nici nu mai sunt. Mai sunt acolo aruncate trei râme. Mm-hmm. Ei, el poate vine și dă și numai spoică. Să-l întreb pe papa cum mi-a luat... Ciucurile alea ai făcut din lână? Da, din lână, nu e greu de făcut. Mm-hmm. Uite, râmă neagră, ca să vezi și matale cum care e râmă neagră. O vezi? Pune la cameră. Asta e râmă neagră, uite. Uh-huh. Diferența dintre da, aia da. Și asta. Asta e râmă maro. Uh-huh. Uite, asta aia e de ploaie și asta e din aia, nu, de asta nămol. E, asta e tot de nămol și asta, dar da? Asta e maro, na. Ei le spun la astea râme negre, dar uite, astea sunt râmele da, negre. Alea-s. Uite, vezi? Uh-huh. Uite, astea. Da, da. Și sunt mai bune ca astea maro? Pe clonc sunt mai bune, dar pe staționare atâta îți dă pe ele până te nenorocește și tonule, că ele sunt mari, lenghesul e greu aici, dar pe clonc când vrea să mănânce și este dornic de mâncare, când vine de jos și ți-o dat în ele, să te ții să nu ți-ai bățul în apă. Uite, asta e montura, foarte simplă, un carter foarte scurt ca să poată să-l apuce, nu lung, că dacă curge apa, el automat face efectul de parașută. Plumbul fiind mai greu, stă drept și asta ți-o plimbă apa așa. Da, da. Înțelegi? Dar dacă e scurtă, și râmele atârnă și atunci nu ți-o duce. Rămâne sub ciucurile alea. Exact, exact. De-aia folosesc tot timpul montura asta scurtă așa. Uite, ai unul deasupra monturii tale. În somn. Ridic mai sus? Nu, păi s-o lăsa la ea, dar trebuie, dar vezi, dacă eu nu bat, trebuie să dai matale acolo, bat, să vină, știi? Că el probabil se plimbă pe acolo, dar dacă nu aude nimic... Ce? Iată prima tură făcută, ne-am lăsat în jos, acum urcăm iară să mai facem o tură. Domn profesor, ce ziceți? Păi, trei ratări. Trei ratări, mănâncă somul anemic la staționare, nimic, numai pe plom câteva ratări, trei ratări. Mănânca nimic, că dă numai în montură și urcă cu ea în sus. Aia înseamnă că e neinteresat, nu vrea să mănânce. Vedem acum, mai la tura asta, ce se mai întâmplă. Vă ține la curent, vedem. Am trăsătură. De. Trebuia mai tare, la... Hei, am avut o trăsătură, prima trăsătură! Trebuia să-l lași înapoi. Da. Nu trebuia să scoți afară. Mă uit la asta, la... Nu lua nimica. Nu, n-a. E, alea bunele care au fost acolo. Am avut prima trăsătură, bravo! Felicitări, dar trebuia să-l lași să tragă jos. Ți-a fost vârful a plecat. Da, da.
30 când să mă opresc. Mm. Dacă aici dă de fund. Lasă, hop, atât. Că deja am ieșit de pe gropile alea. E frumos, hă? Foarte. Uite ce ne caută pe noi și ce ne trage nouă. Bravo. Uitați-vă, ăștia ne trage nouă. Ormoloci ăștia. Bă, dar e frumos. E frumos. Are 50 cm. Da, are și mai bine. Vezi că mai e unul jos acolo. Poate vine la polatine. Bravo, copitane. Să trăiești. Băi, profesorul trebuie să prindă primul, nu? Și după aia elevul. Da, asta nu e o regulă. Nu e o regulă, depinde cum se numește, deci... în ce zonă vine. Uh-huh. Unde se află, cum se află, depinde ce momeală vrea să atace. Da. Mai mare, mai mică. Acum nu e o regulă. Că barca e mare, teritoriul e vast. Dacă nimerește la... Ai văzut și matale a avut câte? Trei? Două trăsături am avut. Una frumoasă chiar, a doua chiar frumoasă. A doua chiar ți-o luat, bă, și ți-am zis de el că vezi că e mare. Uh-huh. Tot se plimbă după noi. Bun, deci, un început bun, nu? Da, bun. Da, și pentru. L-ai luat, nu? Asta e de bani, pentru Gheorghe. E de mincioc? Cam, da. Ah, da. Stai așa. Nu, merge. Gheorghe, dar în bățul ăsta ridic. Peste 5-6 kg. Bravo! Vezi să nu rup, că e păcat de bățul ăla. Și ăia l-a ratat. Da, ăsta e chiar frumos. Asta cred că are vreo 5 kg, nu? Cât o avea. Fii pe faza acolo, la, la joardă, să nu ți iei în apă. Da, hai mă. Vezi de ce trebuie să-i dai contră? Da. Are plăcile tectonice foarte... Deci, dragi prieteni, uite, s-a făcut ora 12 fără vreo 20. Asta este ultima tură, am urcat iară sus, mai sus de Draglină. Și ne lăsăm la vale. Ce, ai avut ceva? Mișcare? Da, am avut o... Și e aici, dar... nu-i decis să mănânce. Mm-hmm. M-a dat încet, așa, parcă ar fi fost un pui de somn. Cred că și ăla dădea mai tare. Nu vrea să... Capitanul... Profesorul a luat doi somni. Unul chiar frumos. Și vreo câțiva... câteva rateuri. Eu am avut două trăsături, una chiar frumoasă. Zicea că s-a înroșit sonarul. Da. Din păcate n-am reușit să le fructific. Mâine. Promite-le încă o partidă mâine. Sperăm că la tura asta de coborâre să mai vă arătăm ceva. Deci, dragi prieteni, partida de clonc pe ziua de astăzi s-a terminat. Scorul este 2-0 pentru pește, pentru pește. Pentru pește, pentru băie. Profesor. Nu, că el a câștigat. Câți n-am scăpat noi și da. Eu și tu? O grămadă. A fost o zi minunată, pentru mine a fost prima partidă la clonc. Am reușit să învăț și puțin să mai dau cu cloncul. Deci am aprins doi somni, unul la vreo 5 kg și unul la vreo 2 kg, cam așa.
Domn profesor? Ce să vă așteptăm și mâine. Mâine vom face o nouă partidă și vă așteptăm și mâine să vă bucurați împreună cu noi de, cum să spun eu, câștigul peștelui, că numai el câștigă, noi nu câștigăm. El urmează să fie bâncat, el urmează să fie prins, el urmează de toate. Noi ce urmăm? Noi numai ne chinuim. Deci asta e. Vă așteptăm și mâine. Ne vedem mâine. Dragi prieteni, și iată-ne a doua zi. Am ieșit pe apă cu profesorul capitanul Mascatu. Vă pup. Am urcat mai sus de Draglină și ne lăsăm la vale. Explică-le la băieți care sunt acolo că de câte ori vine și dă pe zona de frontieră să fie foarte atenți, să se uite pe GPS-ul telefonului, să nu treacă dincolo de linia ca de demarcație, să nu aibă probleme, că aici... De linia de graniță. Da, să aibă vestă la ei, care vin așa, cu bărcile, cu... Da. La pescuit pe zona asta, cum e și matale. Să aibă foarte mare grijă, să aibă veste, să nu treacă, că ia sârbii și au probleme. Azi încercăm cu scoică. Deci e zona, aici e zona de graniță. Da. La jumatea Dunării e granița cu sârbii. Da, și poți să folosească telefonul mobil, să folosească ca punct de demarcație locația. A, GPS-ul. GPS-ul și... Auzi, deja Da, e zona de trafic aici, da. Trec barje, vapoare și... Deja pe ăla l-o sunat, ai văzut? Da. Trebuie să ne dăm și noi. Deci bine, nu ne-am pus. Asta e, trebuie să respectăm regulile de circulație ca la mașină. Da, sunt niște reguli de circulație care trebuie respectate. Când nu e, ne dăm. Așa cum a trebuit să ne dăm mai spre marcă, vine o barjă. Deci am reușit să ridicăm câțiva somn la monturi, dar nu vrea să atace, nu... Se ridică la monturi și pleacă înapoi. Profesore, știi care e cauza sau? Păi, poți probabil, să-ți dai seama? Probabil e cam de dimineață și că și ieri tot cam pe la 10 jumate am avut atacuri și s-ar putea să fie prea mufturoși deocamdată. Dar mai așteptăm. Oricum, până în 10 jumate s-ar putea să avem atacuri. Pe sonar, cum, sunt mari, mici? Deci dimensiunea nu pot să o știu 100% sigur, dar depinde. Acum e, poate să arate linie mică și să fie mare, poate să arate linie mare și să fie mic. Depinde și de zona în care suntem. Dacă suntem la apă mai adâncă, probabil că o să ne arate cât mai mici. Și contează și poziția care sunt în con? Uite, mi-o tras. Ai văzut? Ai avut trăsătură? Da. Am avut o primă trăsătură. Dar probabil că vine înapoi. Liniile, grosimea liniilor și asta contează de poziția în care sunt în con? În da, conul da. Sonar? Dacă sunt în... Uite, iar. Dacă sunt în conul mic, atunci se văd mai mari. Uh-huh. Dacă sunt în conul mare, se văd mai mici. Uite, iarăși atacă, vezi? Dar nu-i hotărât. Fuge. O da de 2 ori, de 3 ori o da. Și o fuge. Deci avem două conuri aici, conul mai larg și conul mare și conul mic. Da, da. Aia care îi văd în conul mic, liniile sunt mai accentuate, dar care îi văd în conul mare sunt mai mici. Da, da. Acum știți cum e, profesioniștii sunt mulți, dar peștele e cum îl scoatem din apă. Da.
Aia contează. Deci experiența, cu cât pescuiești mai mult, cu atâta... Cu cât înveți mai mult. Și... Cu atâta înveți mai mult. Da. Și nu se pune că ce scrie în carte sau ce vedem la televizor. Se vede ce e aici, real și sălbatic. Da. Se vede. Pentru că la televizor și pe internet vedem tot felul de chestii și de monturi și de momeli și de alea, dar realitatea e alta. Mulți postează numai ce prinde sau când prinde, dar să se posteze și partidele nereușite, și eșecurile, și când au trăsori, când nu au. Faptul că vine la pește, asta contează cel mai mult, gândesc eu. Pentru că și eu pot să postez numai când prind, dar sunt și partide care nu prind. Vorba românului. Prins, nu prins, pescar te numești. Normal, garantat. Asta și e, dar știu că multora le place să posteze numai ce prinde, dar o partidă de pescuit se postează și cu reușită, și cu nereușită, și cu eșecuri, și fără eșecuri. Cei care, știi care e situația? Cei care fac reclamă la produs. Momel, la produse, da, la bețe, la mulinete, la... Da. Da, ăia postează numai când prind. Noi care suntem pescari din ăștia... Mai părâți, așa. Recreativ, cum ar zice, da. Sportiv, recreativ, că... Noi postăm orice. Normal, uite, au luat aia, scoica, vezi? Scoica, da. Și era frumușel. Mai, poate reușim să scoatem și ceva la poză. Și prima captură? Prima. Avem aici un somotel. Uitați. Pe care îl vom și elibera așa, în direct. Că, hai să ne gândim un pic. Tot luăm, dar de pus nu mai punem. Aveți foarte mare grijă când îi dezgățați, să nu-i răniți. Merită și ei să se facă mai mari. Îl pupăm din mers și îi dăm drumul la mama lui, să o cheme aici la noi. Deci prima captură și prima eliberare. Prima eliberare. Trebuie să mai și ele. Sperăm să apară alții mai frumoși, a? Mama lor, tata lor. Mama lor, tata. Un bunic așa cu mustață din aia albă. De vreo 80 de ani. Da. Bun. Frumos. Deci, dragi prieteni, până acum am pescuit pe gropile care am pescuit ieri și am prins cei doi somni. Din păcate, somnul nu mai a plecat de pe aceste gropi. O să mergem să căutăm alte locuri unde probabil o să fie cantonat somnul. Am luat un somotel mic care a fost și eliberat. Să vedem. Domn profesor, ce spuneți? Păi, mă repet, eu cred că probabilitatea ca ei să nu mai găsim pe aceleași locuri. Probabilitatea este că seara apa scade foarte tare, are debit foarte mult. Ei sunt căutare de hrană acum, suntem în luna septembrie, ei automat caută să se hrănească și își mută tot timpul și constant locurile. De-aia poate azi îi găsim aici, mâine îi găsim dincolo și tot așa. Deci trebuie să îi scanăm și să îi căutăm în continuu. Dacă ieri am găsit la apă de 10 metri, poate astăzi îi găsim la apă de 5 metri. Eu mă gândesc că aia este și cauza că nu îi mai găsim pe aceleași locuri. Apa, dacă ar fi constantă, probabil că și ei ar rămâne pe locurile alea. No, cam asta. Deci, revenim cu amănunte, dacă găsim locurile și... Se schimbă situația. Dar să ne mutăm din fața lui, că vine spre noi, a? E croazieră? Croazieră. Te duce să
vadă ce se pune. Nu știi ce este să facă. E plin, ești terasa pe terasă cât sunt. Dar ce steag are, măi? Ce steag are? Elvețian? Frumos. Frumos, dar sunt nerespectuos și am salutat, ei nu salută. E mare, a? Ai, da. Dă-mi-l mie aici, am văzut. De coadă l-ai prins? Da, a rupt și cloncul. A dat cu coada sau? Da. Vai, ce fain e. Da, asta da. E, bă. Bă, de coadă, frumos. A rupt cloncul. A scos canacul din... Da, bă, nu-i... Hai. Ia? El a vrut să atace, dar... A dat cu coada în ea. A dat cu coada în ea. Ia, arată-l ca la poză, așa. Ai locul, e... Ești cu tine, la far. Bravo. E, baby. Frumos. Asta e mare. Da. Da, l-am luat eu de coada, dar el l-a tras. Da, da te-l băie, tata, e... Big mama. Deci ăsta e al doilea, punctabil, nu știu, pe ăsta mic nu cred că i-am prins filmarea. Ăsta l-am prins la coadă. Bravo. Ăsta l-am prins la coadă. Bravo, profesore, așa te vreau. Dragi prieteni, și asta e ultima tură. Din păcate... I s-a rupt cloncul domnului profesor, cloncul performant, cloncul norocos. Care ridica somnița. Și trebuie să mai facem o tură și abandonăm partida. Că ce avem acum e de la Honor, nici nu să nu vă luați de la știe. Nimic de la Honor baci. Nu-s bune. Deci, ziua de astăzi, la prima parte a zilei, nu prea am avut trăsături pe gropile de sus. Am coborât aici jos. Aici am avut două prezentări. Unul la cât e la mic? La 2 kg? Două jumate, cam așa. Două jumate și... La bate până 7, zic eu. Mm-hmm. Ai văzut cât e aici? Și celălalt, al doilea,
între 7, 10 kg, cam așa. Cam așa. În jur de 7, 8 kg. Pentru mine a fost ceva nou. Deci a fost prima partidă de clonk. Să sperăm că urmează și altele mai bune, mai cu noroc. Dacă nu o să avem prezentări și nu se întâmplă nimic, niciun eveniment pe parcursul a, cât coborăm, 3-400 de metri, aici facem încheierea. Domn profesor, vă mulțumesc frumos pentru sfaturile și știi cum e? Pe care mi le-ai arătat. Și eu mai am de învățat. Da. Încă mai am și eu multe de învățat. Și o să mai învăț, că da. Asta, omul cât trăiește învață. Păi da. Cum am mai zis, acum eu arăt, dar dacă nu e și nu pică... Asta e, da, fiecare norocul fiecăruia, asta e situația. Ieri am avut și eu două trăsături chiar frumoase, dar lipsa de experiență și... Lanseta nu e adecvată. Zice că e lanseta prea lungă și are vârful moale. Am un Evercrack de cu acțiune de 700 de grame. Și de 2,70. Și 2,70, da. E lung. Probabil cu timpul o să-mi achiziționați o lansetă mai scurtă și... E lung și... Asta s-o folosesc pentru staționar. Deci, încă o dată, domnul profesor Capitan Mascatu, îți mulțumesc foarte mult. Și eu vă mulțumesc, uite, ne-am sfătuit unul pe altul, ne-am învățat și unul pe altul. Sperăm să ne mai întâlnim și mai târziu poate o să vin să facem o partidă la Șalău. Poate ne întâlnim și la o partidă de la somn staționar. Deci promisiuni sunt, nu? Normal. Normal, să că găsim cu ropișnițe și aia o facem, da. Mai către octombrie încolo. Da. Atunci începe el să mănânce la staționare. De octombrie încolo, la sfârșitul octombrie. Dar depinde, na, și de anotimp. Poate să vină iarna mai repede. Da, depinde de timp, mult. Da, sigur. Deci noi, eu, Natură Pescuit și... Mascatul Pescaru Amator, vă spunem la revedere până la următoarea partidă. Multă sănătate și tot ce vă doriți. Doamne ajută!